Hello, dragile mele și dragii mei! Din nou suntem împreună și din nou ați venit la Biserica Părului Sănătos. Îmi place asta, mă simt ca americanii ăia care tot predică și care își adună enoriașii. Asta este, mă simt și eu important, dar ce să facem? Până la urmă să știți că ăsta este și mesajul pe care încerc să vi-l trimit. Cum să ne spălăm corect pe păr? Cred că o să rămână în videoclipul meu de căpătâi. Nu cred că o să reușesc să fac altul mai șmecher decât ăsta. Asta e situația, știu, o să fiu un one hit wonder. Cum sunt ăia care fac o piesă și trăiesc toată viața din ea. Așa o să fac și eu cu spălatul pe cap. Am zis odată și de acolo trag totul după acest videoclip. Clip. Glumesc, au fost și altele care merg bine și datorită vouă, care sunteți o sursă nesecată de subiecte, încerc să vin către voi cu tot felul de informații în legătură cu frumusețea și sănătatea părului. Și pe lângă asta, ce să vedeți, mă și distrez. Dragile mele, subiectul de astăzi este legat de baleaj, șuvițe și decolorări făcute acasă. Haideți să vedem care sunt greșelile cele mai des întâlnite atunci când vă apucați voi, așa frumos în baie, să faceți niște lucruri la păr. Prima și cea mai mare greșeală, consider eu, este faptul că nu apreciați bine calitatea și structura părului. Nu toate tipurile de păr trebuie tratate la fel atunci când vine vorba de baleaj, indiferent că se face acasă sau în salon. Adică, trebuie să vă cunoașteți foarte bine părul, și în funcție de asta să stabiliți dacă tehnica de baleaj și din tehnicile de baleaj care vă este potrivită, puteți să o aplicați. Este extrem de important să înțelegeți acest lucru. Faptul că ai văzut într-o poză nu înseamnă că poți să ai și tu același lucru. Contează densitatea, contează culoarea de la care pornești, contează textura părului, contează produsele pe care le folosești, contează timpul de acționare, contează nuanțarea, contează îngrijirea de după, contează toate lucrurile, contează cum aplici produsele. Poți să ai cele mai bune produse din lume, dacă nu sunt aplicate în tehnica corectă, din păcate rezultatele nu o să fie cele la care te așteptai. Deci, așa cum vă spuneam, dacă chiar vrei să te apuci să-ți faci un baleaj, fie el acasă, deși nu sunt de acord cu acest lucru și nu cred că are cum să iasă bine, adică cred că 99% din cazuri este prost. Cred că există 1% de cazuri în care iese ok. Trebuie să-ți cunoști părul, să știi cum poți să abordezi în ceea ce privește această tehnică raportată la părul tău. Al doilea lucru extrem de important este să înțelegi ce înseamnă baleajul. Dacă nu înțelegi ce înseamnă baleajul, cum vrei să poți să-l faci? Dacă nu înțelegi care sunt principiile lui, cum aplicăm, de ce aplicăm așa, care este geometria cu care mergem, de unde pornim, unde terminăm, cât de mult produs adăugăm pe păr. Toate lucrurile acestea vor conta la rezultatul final. Dacă tu nu înțelegi ideea, cum ai putea să faci ceva doar pentru că ai văzut un videoclip că face cineva așa prin păr și a dat pe acolo niște lucruri? Trebuie să înțelegi de ce. Pentru că persoana pe care o urmărești este posibil să aibă în spate o tehnică, este posibil ca în spate să aibă o logică în ceea ce face. Degeaba tu încerci să imiți dacă nu înțelegi ce imiți. Așa că dacă vrei să te apuci să-ți faci un baleaj acasă, încă o dată, deși nu recomand acest lucru, măcar ai răbdarea să treci prin câteva ore de videoclipuri cu baleaj, cu explicații, ca să înțelegi de fapt despre ce este vorba. Și vă rog foarte mult, nu mai faceți baleaj pe negru, pe păr negru. Nu arată bine. Mai ales dacă este vopsit, da? Vreți să ajungeți de la negru la gri. Nu se poate. Ca să fie gri, trebuie să fie întâi un blond extrem de deschis. Ca să ajungă de la negru la blond extrem de deschis, credeți-mă că e drum lung și niciun caz nu vei obține asta acasă. Al treilea element extrem de important este aplicarea. Așa cum vă spuneam la început, poți să ai cel mai bun produs din lume. Dacă nu aplici corect, dacă nu ai saturație suficientă de produs pe păr, lucrurile nu o să arate bine, părul o să iasă tărcat, leopard, pătat, nu va arăta în regulă. Vei avea dungi, vei avea demarcații, vei avea tot felul de pete prin păr care nu o să arate bine. Trebuie să lucrezi foarte curat, foarte îngrijit. Din prima, nu prea te poți răzgândi, auleu, aici mai trebuie, nu, trebuie să fii sigur pe ceea ce faci. Și de foarte multe ori văd rezultate mai puțin bune în saloane, adică
inclusiv unor profesioniști le este greu să facă acest lucru ca lumea. Da, păi tu acasă, singurică, în baie sau cu prietena ta cea mai bună. Nu încerc să vă sperii și dacă vreți să încercați, încercați. Dar înainte să încercați, aș vrea să vă gândiți bine la tot ceea ce vă spun, ca măcar să luați niște decizii informate în ceea ce privește culoarea și sănătatea părului vostru. Al patrulea lucru extrem de important este cantitatea de material. Nu puteți să obțineți rezultate cu două linguri de material. Tu vrei să fii blond, platinată toată, să-ți faci nu știu ce nuanțare și te gândești dacă ți-ajunge un plic de decolorare. Nu ți-ajunge. Nu ți-ajunge nici pentru o șuviță un plic de decolorare. Ai nevoie de sute de grame uneori ca să obții un baleaj ca lumea. Sute de grame, am zis bine, da? Am folosit în baleaj și 500 de grame de pudră ca să poți să obții un rezultat. Pentru că ai nevoie de mult produs. Contează lungimea părului, contează porozitatea lui, contează saturația, cât de gros pui materialul, cât de abundent vrei să fie către vârfuri, de exemplu, dacă vrei o deschidere mai mare. Altfel veți obține niște rezultate, nici nu știu cum să le spun, mai puțin decât mediocre din acest punct de vedere. Deci este foarte important să înțelegeți că aveți nevoie de produse și să le ai în casă. Dacă faci asta acasă, deși a treia oară nu vă recomand să faceți asta acasă, dar măcar să le ai acolo. Nu să te apuci să fugi după aceea până la magazinul din colț să vezi dacă mai au niște pudră de decolorare sau, mă rog, de unde cumpărați aceste lucruri. Un alt aspect extrem de important este reprezentat de ustensilele pe care le folosiți. Pensula cu care aplici este extrem de importantă. Cum să fac paralela? Ați văzut că la make-up, dacă folosești pensula greșită, și rezultatul este altul decât cel la care te așteptai. Și la baleaj este la fel. Dacă nu ai o pensulă corectă pentru aplicare de baleaj, din păcate o să se vadă pe păr. Pentru că, până la urmă, lasă urme. Pensula cu care lucrezi va lăsa urme pe părul tău. Identică la make-up, doar că la make-up vedem cumva în timp real ce se întâmplă. Aici așteptăm 30, 50, 60 de minute și după aceea vedem ce s-a întâmplat. Când nu prea mai putem să corectăm, dacă la make-up putem să dăm cu demachiant și o luăm de la capăt, la păr nu prea mai e ce să faci. Este foarte complicat, pentru că culoarea ta naturală nu mai există. Dragile mele și dragii mei, sper că țineți cont de ce v-am spus din punct de vedere al greșelilor. Vă sugerez să nu încercați să faceți baleaș și șuvițe acasă, pentru că s-ar putea să nu funcționeze bine. Cred că sunt printre voi oameni super talentați care vor reuși, dar majoritatea, din păcate, nu vor reuși. Aș zice să stați de vorbă cu un hairstylist pe acest subiect și să încercați acolo să vă asigurați că omul respectiv știe ce face. Nu vă garantez că va ști ce să facă. Asigurați-vă voi de acest lucru. Mi-aș dori ca toți hairstyliștii să facă baleaje corecte, dar adevărul este că nu toți fac. Așa că asigurați-vă înainte să puneți pe păr produse de decolorare că omul care le folosește știe să le folosească așa cum trebuie. Un alt aspect extrem de important, și cu asta voi încheia, este îngrijirea. Dacă v-ați apucat să faceți un baleaj, gândiți-vă și la îngrijirea pe care trebuie să o aveți după. Fără o îngrijire adecvată, din păcate, părul vostru o să aibă de suferit. Da? Îngrijirea este esențială post-baleaj. Bun, scrieți-mi aici sau pe Instagram, cu foarte mare drag o să vă răspund și până data viitoare, iubiți-vă părul, chiar dacă aveți sau nu baleaj. Pa, pa!